Lasă-mă, eu am făcut cu boxul azi, sunt epuizat. Lasă-mă. Vreau să încercați voi două. Avem aici două sunt două măști. Măști așa. Senzația când te uiți puțin. Hai să mergem un pic spre mijloc încolo, de ca să vedem mai bine. Așa ca și cum aș prinde niște albine sau ceva. Exact, sau ca și cum te uita printr-o plasă de țânțari. Ajută și pe Ramona, te rog, să și pună casca. Puneți casca, că acum te împun cu ăsta. A, uite, are... Păi nu mai vezi nimeni. Stai puțin și acum ce s-a întâmplat? Că s-a făcut întuneric la mine. S-a făcut întuneric? Ai pus-o invers, Diana. Ce-am făcut? Este ok. Dar dacă îți dai bretonul. Dar nu văd tot, adică... Stai puțin, pe unde trebuie să văd? Asta e întrebarea. Uite, pe aici. A, ce drăguț, pe aici. Pe unde trebuie să văd, a întrebat Diana. Păi da, măi, flori. Te ajut? Păi îmi intră nasul aici. Florine, bine! Ne vezi? E bine, da, uite, uite. Alo. E bine așa? Invers, da, da. Băi! Vorbeam cu tine eu. Da, nu? Pune-ți casca invers, ca să nu te rănesc. Uite, băi, Ramona. Okay. Ține hai puțin că nouă nu am descurs. Hai, domnul antrenor, că văd că imediat puteam să trimit doar echipamentul, imediat, nu te descurci deja. Bagă căpuțul aici. Acestea sunt două tipuri de mâner. Acela este mânerul francez. Da. Iar acesta se numește mâner pistol, pentru că se ține, practic, ca un pistol. Eu acesta te lasă franceză. Cu francez, da? Cu francez. Cu francez, da. Exact. Asta te lasă să fii, ești mai creativ cu mânerul pistol. Cred că sunt super caragioasă. Mâna stângă. Din păcate, eu sunt stângace, astăzi va trebui mâna să fii stângă și tu. Mâna stângă. De asta am încercat exact asta mai și nu mergea gripul. Că tu altfel știam. Altfel știam. Asta așa? Minunat. Bun. Perfect. Dar hai să... Până nu să acolo, Diana. Prima regulă în sala de scrimă, nu ridicăm vârful. Unde? Spre un sportiv care nu are masca sau spre, păi, o persoană care nu are masca. Voi aveți masca, voi puteți să vă duelați. Noi stăm aici în spatele vostru. Hai să învățăm măcar. Hai, fetele. Poziția inițială. Da? Da, sigur. Dacă mă vedeți. Da. Dacă mă vedeți. Așa. Călcâiele formează un unghi drept. Da, dai zoom acum, nu? Un unghi drept, bun. Așa. Perfect. Bun. Da. Un unghi drept. Ok. Da. Salutul, dacă vrei să stai ca mine. Scuză-mă, așa, da. Minunat. Așa. Exact. Salutul, prima poziție, salutul. Plecăm de aici. Cui? Exact, sus. Hai, noroc. Nu cu mâna aia, mă, cu aia. Îndreptul feței. Și jos. Și jos. Înainte și de jos. Începerea asaltului și la finalul asaltului, sportivii își salută adversarul, perfect, arbitru și publicul. Cum e normal în orice. Okay. Exact. Da. Iar din această poziție acum, bun, avansăm o talpă cu piciorul din față. Bun. Minunat. Piciorul ăsta. Îndoim genunchii. În față, da, un pic pas. Îndoi genunchii puțin. Perfect. Aha. Exact, aceasta este poziția de gardă. Am înțeles. Minunat. Hai că deja înțelegi, ați repede. Prin pas adăugat așa, da? Haide. Da, și acum puteți să jucați. Nu știu cine e Tom și cine e Jerry. Vreau o luptă fair. Adversarul e în partea asta. Vreau o luptă fair. Vreau să punctați unde trebuie, deasupra brâului. Aveți grijă la anumite părțile corpului, că la unii se desumflă. Haideți, vă rog frumos. Sunt în dezavantaj, că eu sunt dreptat. Hai, Ramona. E minunat. Așa e, Ramona. Vreau o lovitură la cap, Ramona. Unde? La cap. Nu știu. Diana a schimbat puțin garda, dar se pare că ea e stângace. Nu și-a dat seama până acum. E stângace de picior, Diana? Și dreptace de mână. Da, așa, da, pare. Da. No, nu, vreau să vă împungeți. Așa, cum ți-ai dat este cazul? Vreau să-mi zici în final, exact, cum ți-ai dat seama că Diana este stângace de picior și dreptace. A plecat cu stângul în față. Da, a plecat cu stângul în față și spada este mâna dreaptă. Păi așa sunt și eu. Stângul e de echilibru la picior. Trebuie să te hotărăști puțin. În scrimă trebuie să fii hotărât. A, deci, asta mâna este și primul lucru. Da, noi avem o glumă că nu știi ce să-i faci adversarului și dacă faci o prostie, o faci cu toată încrederea și toată hotărârea. Băi, eu dacă pun... Băi, ce n-ai? Stai că nu-mi... Așa, perfect. Am intrat aici. Ne mai vezi și tu? Da, eu văd foarte bine. Tu nu știu cum nu vezi pe casca. Aveam foarte mult păr, asta era ideea. Sunt dreptaci, da? Deci cu picioarele la... Aolea, ce frumos faci! Eu cred că am început să fac... Uite, dacă îndoi și mâna asta aici, o să capeți așa o eleganță și ești un fel de D'Artagnan. Și degețelele, așa. Bine de tot! Cred că aș putea să-l chem într-o zi la sală, să știi că noi oricând avem nevoie de sparring partneri. Poți să vii să ne ajuți pentru următoarele competiții. Pe Florin, pe noi, nu am înțeles. Chiar bine, poți să rămână toată emisiunea, că mă văd mai frumos așa. Ana Maria Brânză, campionă olimpică și anul ăsta medaliată cu argint la campionatele mondiale. Mulțumim frumos că a trecut la noi. Baftă echipa României și baftă în tăi. Te auzi așa ca din canal, dacă îmi dai voie.